Bună, dragii mei prieteni din Zodia Fecioară și bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna iulie. Persoanele care urmăresc acest videoclip și încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube, îi invit să se aboneze apăsând butonul subscribe sau acel chenar în care scrie abonează-te. Pentru a primi notificări atunci când postez un videoclip nou, puteți apăsa clopoțelul. Dragii mei, voi începe acest tarot horoscop cu un mesaj de la îngeri pentru luna iulie. Îngerul Azur vă transmite mesajul că rezultatul dorit de voi va apărea foarte curând. Dă dovadă de răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Lasă, da, totul să vină de la sine, lasă cursul apei, da, să curgă, da, și viața să meargă. Nu forța lucrurile, pentru că s-ar putea, forțând, da, să obții un rezultat pe care nu ți-l dorești sau să obții mai puțin decât ai obține, să spun așa, dacă ai mai avea puțină răbdare. Deci ai puțină răbdare, încă puțin. Voi completa acest mesaj cu mesajele din tarot și voi începe cu mesajele din punct de vedere al sănătății fizice cât și psihice pentru această lună. Aici văd un eveniment, ceva, o încurcătură care vă dă bătăi de cap. Ceva nu înțelegeți. Eu știu, sau puteți cădea în această capcană, sau poate voi vreți să întindeți cuiva o capcană și veți cădea voi în ea. Așa că trebuie cumva să fiți atenți, eu știu, să spunem așa, la ceea ce doriți voi să faceți. Clar, doriți să creați ceva. Da? Iar acest ceva pe care vreți să-l creați vă va da anumite bătăi de cap. Cu toate că până la urmă veți reuși. Aici cărțile îmi arată stres. Vă stresați foarte mult. Vreau să rezolv cât mai repede. Da? Vreau să scap, să prind acești demoni. Da? Să prind acest rău, acest demon, să pun în capcana aceasta, da? Pun capcana aceasta pentru a-i prinde, pentru a scăpa de ei. Da? Ceea ce clar arată un stres destul de mare. Așa că fiți atenți. Merg mai departe, dragii mei, să vedem cum va fi această lună din punct de vedere economic, financiar, din punct de vedere al carierei voastre, a locului de muncă. Aici văd un blocaj totuși. Poate vă simțiți, sau poate vă simțiți, da, blocați. Poate sunteți unii dintre voi, poate aveți un loc de muncă care nu vă satisface în acest moment și simțiți ca și cum sunteți prinși sau aveți, eu știu, poate anumite persoane la locul de muncă pe care nu le simțiți foarte prietenoase și atunci preferați cumva să stați, să spun așa, în cerculețul vostru. Da? Să nu vă îndepărtați, să nu ieșiți din cercul vostru, să nu spuneți prea multe lucruri, să nu vorbiți foarte mult, să nu vă confesați. Iar acest lucru, da, ca și cum vă aduce un disconfort. La fel, această carte poate să arate un blocaj.
Un blocaj, dar un blocaj din punct de vedere material, da, repet, al carierei, așa, care se rezolvă, da? Această carte poate să vină iarăși ca un stres, ca o grabă, te grăbești, uite cum vin banii, primește acei bani, găsește acel loc de muncă potrivit, ajutorul vine la timp, nu știu, ruda, prietenul, cineva îți sare în ajutor, da? Elimină cumva acest stres, acest disconfort pe care îl ai, acest blocaj pe care cam tu singur ți-l produci de multe ori. Dar această teamă, această, aoleu, dacă nu poți să rezolvi, aoleu, trebuie să rezolvi repede, da? Clar, lucrurile vor fi destul de bune, destul de frumoase. Avem aici o recoltă atât de bogată și avem și asul de pentagrame, da, de monede, care clar aduce bani, aduce satisfacție financiară, aduce stabilitate financiară, da? Sau restabilește, da, aceste două cărți, vin și restabilește ceva, da, poate care tu crezi că nu se mai poate rezolva din punct de vedere financiar, da? Uite, începe, nu știu, să-ți vină clienții. Începi să ai din ce în ce mai mulți clienți în afacerea ta și așa mai departe. Merg mai departe. Din punct de vedere sentimental, da, din punct de vedere al relațiilor. Să vedem cum va fi această lună. Aici avem ceva se întâmplă, e o rivalitate, este o alegere. Este ceva în care nu mai aveți încredere. Aici nu este vorba despre despărțire. Aici poate să fie vorba în relațiile care deja sunt consolidate. Eu știu dacă sunteți deja căsătoriți. Poate să fie o suspiciune că soția sau că soțul, eu știu, vorbește cu altcineva. Sau poate atenția voastră se îndreaptă mai mult spre soție, spre soț, da? Sau spre partener, spre parteneră. Pentru cuplurile care au ceva probleme, este clar că aici va trebui să se facă cumva o alegere, să spun așa. Da? Va trebui să vă alegeți direcția. Va trebui să renunțați. Sau partenerul va trebui să renunțe și să facă o alegere. Avem cumva aici pământul, focul și aerul. Dar nu avem apa. Nu avem cea care dă stabilitatea familiei. Da? O discuție, poate să fie, eu știu, o discuție mai aprinsă, o supărare în această lună, o ceva. Ceva nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Ceva vine, se întâmplă cu rapiditate, pleacă, da? Bine, cărțile nu mă arată că, eu știu, este vreo depresie sau intrați în depresie. Nu, ci mi-arată anumite probleme. Poate să fie vorba chiar și despre un intrus. Da? Dar eu cred mai mult m-aș duce pe acel lucru că spre o suspiciune. Suspectați că partenerul, nu știu, vă înșeală sau că partenerul, nu știu, vorbește cu cineva pe internet. Da? Dau un exemplu.
După aceea, persoanele care, eu știu, sunteți singure, da, s-ar putea să întâlniți o persoană care să mai aibă pe cineva, o persoană care să joace așa la două capete, nu? Parcă așa se spune. Dar și s-ar putea să nu fiți mulțumiți sau s-ar putea să aflați acest lucru destul de repede și, da, să... Dar nu văd pentru persoanele singure să întâlniți o persoană stabilă în această lună. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că aceste informații să vă fie de folos, sper să nu vă influențeze viața în niciun fel, deciziile oricum sunt ale voastre. Eu vă îmbrățișez, pe curând!